electorat. Am văzut, explicați-mi și mie, vă rog frumos, domnule Prigoană, călătorii gratuite cu păi, în momentul de față, transportul public e gratuit pentru pensionari, redus pentru studenți. Da, scrie pe un banner de al dumneavoastră acolo, foarte mare așa. Ce să înțeleg gratuit, eu? Transportul public gratuit, pentru momentul de față e subvenționat 66% din bugetul RATB-ului, numai 34% e din... Eu înțeleg de acolo că toți bucureștenii vor călători gratuit. Și vi se pare anormal? Da, atâta mi se pare anormal. Atâta 122 de orașe de pe planetă au introdus gratuitatea. Vă spun foarte sincer, mi se pare anormal. Mi se pare o promisiune electorală. Știți că așa era, în Atena înainte de a pica Grecia, nu? Eu nu încerc să fac transportul gratuit ca să se plimbe cetățenii gratis, ci ca să descongestionăm circulația. Am înțeles. Deși da, mi-e foarte greu să pricep. Adică dacă dumneavoastră contributor plătiți taxe și impozite și 66% se duce în subvenție, bănuiesc că e corect ca dumneavoastră să beneficiați și dumneavoastră de transport gratuit, ca plătitor de taxe și impozite. Pe aceeași logică am putea propune și, ca și factura la încălzire să fie gratuită, ca oamenii să nu-și mai... Gratuită nu se poate pentru că consumă energie. Să nu-și mai cumpere centrale de apartament. Da, consumă energie, dar se poate reduce factura la energie, pentru că întreprinderea care distribuie acum energia termică o distribuie cu 200 de lei pe gigacalorie. În cât timp le promiteți bucureștenilor că vor călători gratuit cu mijloacele de transport? În cel mai scurt timp. 6 luni, un an? Nu, cred că în 2 ani de zile, pentru că trebuie să dăm drumul la producția de tramvai. Și ce gaură va aduce bugetul? Niciuna, pentru că există 1000 de cetățeni care lucrează în sistemul de distribuție, bilete, control, verificare, care înseamnă 12.000 de salarii pe an. Și ei vor fi relocați spre supravegherea parcărilor. Supravegherea parcărilor? Da, 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 pentru că în momentul de față nu se adună... Care parcări, mă iertați? Parcările de pe domeniul public. Dacă îmi permiteți. N-am prea văzut. De 350 de milioane de lei. Domnul Nicușor, da. Da, au limitat toată. 350 de milioane de lei costă acum salariile la cei 1000 de angajați, cu taxe, impozite, toată logistica, plus echipamentele. Parcasem discuția într-o zonă interesantă. Care parcări? Că nu... În momentul de față există ocuparea domeniului public cu parcări în zona centrală, aproximativ 8.000 de parcări, care sunt gestionate de băieții care vă fac cu mâna și vă iau 5 lei că dacă nu vă zgârie mașina. Și nu mi se pare un lucru corect. Parcările respective trebuie plata să se facă prin SMS pe toate rețelele de telefonie, ca în orice țară cu apă caldă permanent, dar ținând că un plan să mai ia apă caldă, 8.000 de parcări, 8.000 de locuri de parcare. Atunci când ai încercat să stingi o casă în flăcări cu o picătură de apă. Mai sunt încă 600.000 de parcări de domiciliu, de rezidență, care sunt separate. Eu vorbesc de zona centrală. Dumneavoastră mergeți prin București. Din greșeală mai circul. Și vi se pare că mașinile sunt parcate în parcări sau pe trotuar, pe unde sunt apucă pe trotuar, cetățenii? Dar trotuarul trebuie redat cetățeanului, niciun fel de problemă. Deci păi nu are și parcarea mașina. Faceți, că întotdeauna pe a fost acest pe zona carosabil nu e niciun cerc. Ne place nouă să ne dezmierdăm. Numai în România toată lumea vine la Ministerul Agriculturii în buricul târgului și parchează pe unde vrei și pe unde nu vrei ca să aducă mielul la ministru, că a fost Paștele de unăzi și trebuie să aducă porcul și deci nu mai vrei să construiți noi parcări. Sunt dar suficient. Nu e necesar să se construiască noi parcări. Există parcarea de la Unirea pe 6 nivele care gradul de ocupare e aproape zero. Nu parchează nimeni în parcări. Știți cum e? Pentru că își permit să parcheze pe trotuare. Dacă și mă duc la Roma, dacă am treabă la Romană, e destul de peste mână. Să dacă ai treabă la Romană, vor fi parcările din zona centrală care trebuie marcate și veți plăti parcare. Dacă vreau să mă duc la Romană, unde exact domnul să meu, parchez? Domnul meu, să vă explic. Să dimineața înțeleg. Când merge cetățeanul care are birou acolo, să începe cu mașina și o parchează de la ora 8 dimineața până la 5 după masa. Și normal că dumneavoastră nu mai găsiți loc de parcare, dar ocuparea de domeniul public se face cu ora. Păi și ce să facă cetățeanul ăla? Cetățeanul să dea un SMS să-și plătească parcarea. Cum ce să facă cetățeanul? Și dacă a dat SMS și a plătit parcarea, înseamnă că eu o să găsesc loc nu, de parcare? Nu, a plătit o oră și peste oră mai trebuie să dea un SMS și peste oră încă un SMS. Asta nu înseamnă și peste că peste 24 de ore voi găsi eu loc de parcare. Nu veți găsi, pentru că lumea va avea intelectul și inteligența să nu mai se ducă cu mașina la muncă, pentru că costă 1000 de euro pe lună parcarea. Că așa s-a rezolvat problema în toate țările din Comunitatea Europeană. Unde ați mai văzut dumneavoastră parcarea la liber, oriunde în centru? Nicăieri. Totul se taxează, numai la noi e la liber.
că vine cineva la muncă cu mașina, o pune pe trotuar, că e parcă lumea, s-a rețit de proprietate pe domeniul public. Niște nenorociți bucureșteni ăștia, domnule. Nu bucureșteni, sistemul care a fost pus la punct e nenorocit și există sistem, dar nu e implementat. Câte mașini sunt în București? În momentul de față, da. Statisticile spun una, realitatea spune alta. Sunt, dar nu mă bazez pe nimic. În realitate sunt mai mult documente și acte decât mașini. Da, sunt mult mai multe documente decât mașini. Foarte mulți care vin doar pentru serviciu. Noi am evacuat de pe domeniul public aproape 30 de, aproape 3.000 de mașini care nu au mai fost revendicate. În sectorul 3 sunt parcări. Există 125.000 de locuri de parcare. Dar noi când am făcut parcurile respective, v-am explicat. 3.000 de mașini nu au fost revendicate. De asta vă spun, că ele apar matriculate la finanțe, de asta nu dau doi bani pe ce se întâmplă în momentul de față, pe statistică. Bun. Domnule Nicușordan, dumneavoastră mai vreți să faceți parcări? Sunt suficiente cele de acum? Deci, în primul rând, mașini în București sunt 1.500.000. E utopic să crezi că vei putea face în București parcări. Cifra e o estimare personală? E o statistică. O statistică de unde? Statistică de la Institutul de Statistică. 3.000 l-am evacuat noi din statistică și n-am venit niciodată de statistică. Există numai un tip ăla, undeva matriculat. Deci, revenim. Deci este iluzoriu să crezi că vei putea face în București 1.500.000 de locuri de parcare. În ultimii 4 ani s-au făcut 400. Da. Au început să se facă 400. Și atunci, soluția ține de regândirea traficului auto din București. Trebuie spus foarte ferm că nu se poate ca într-un oraș european de dimensiunea Bucureștiului toată lumea să circule cu autoturismul. Trebuie încurajat transportul în comun. Deci aici vă întâlniți. Deci, da, cu diferența că eu nu-mi permit să arunc 350 de milioane de lei. Dar și restul, diferență de 660 de milioane, se poate arunca? Este o subvenție. Este o subvenție. Adică 660 de milioane, putem să aruncăm 330 de milioane numai. Păi este o subvenție care există peste tot în lume. Încurajarea transportului în comun. Domnule, încurajarea se face prin netaxare. Tocmai ca să-ți lași mașina acasă. Prin taxarea parcărilor, tocmai să te costă parcarea. Cei care circulă cu mașina își permit să dea 50 de lei un abonament. E oră în New York parcarea în centru. Ce vrea cum merge cu mașina? Nu merge nimeni. Toată lumea merge cu taximetru. Noi avem cultura mersului cu mașină și ai intrat cu mașină până în scara blocului. Una e să pui o taxă pe parcare și alta e să dai gratuitate la cel puțin, la cel puțin atenție mare, 10 milioane de euro trebuie să scoate din parcări pe lună. Cel puțin, atenție asta mare. Asta este altă problemă. 8, din parcări, da, din 8.000 de locuri de parcare. Cum da. Scoateți, domnule? Nu eu scot, municipalitatea, nu-s banii lui tata. Municipalitatea. Exact. Cum scoate municipalitatea? Cum scoate, de exemplu, 500 de milioane de euro pe an din parcări și amenzi Madridul? Parcările, deci cele 8.000 de 500 de milioane, Madridul. La noi să zicem că 500 de milioane. 50 de milioane, să scoatem pan, tot e bine. Și să urcăm înspre 100 de milioane. Mare șmecherie. Nu mai aruncați cu cifrele, așa că știți cum de ce? E. Verificați că aveți internetul la dispoziție. Păi cât încasează municipalitatea din Madrid? A spus 10 pe lună, dacă mulțim cu 12, nu ies 50. Cu 12? Da, dar dumneavoastră nu aveți gradul de ocupare permanent. Aveți zile libere, aveți sărbători legale, că nu se ocupă. Anul respectiv. Anul respectiv dă mai jos. Okay. Săptămâna are numai 5 zile. Și aveți zile când zilele de sărbătoare și mai departe, când gradul de ocupare e zero. Revenim la domnul Nicușordan. Deci... Trebuie regândit. Parcările vin odată cu traficul și această problemă și cu ce e numit mobilitate. Și această problemă trebuie rezolvată global. Da? Da, dar iar este o exprimare globală. Da, păi lăsați-mă să vă spun. Vă deci, în primul rând, trebuie să avem curajul să dăm linie unică autobuzelor și troleibuzelor. E un act de curaj. Primarul din Bogota a fost păzit cu pază militară când a avut curajul ăsta. După 2-3 ani, lumea l-a felicitat. Nu cred că bucureștenii sunt atât de... Așa. Vor fi. Și trebuie să facem exact ce au făcut orașele în situația Bucureștiului. Adică să avem în sfârșit o șosea de centură, ca să nu mai avem traficul de tranzit, 30%. Asta e Ministerul Transporturilor. Da, numai că primăria poate să semneze un acord cu ministerul și poate să și contribuie cu bani la asta. Ceea ce n-a făcut niciodată până acum. Nu are cum. Sunt bugete separate.
poate să semneze un acord? Invers. Poate primăria să semneze un acord invers. Cu Ministerul Transportului? Ministerul cu primăria, ei, dar nu invers. Primăria nu cu ministerul. Așa. Și trebuie la fel dezvoltat, dezvoltat transportul în comun și soluția cea mai ieftină ca eficiență este metroul ușor pe infrastructura CFR. În ceea ce privește parcările, soluția pe care, care este adoptată peste tot este acest park and ride cu parcări la intrarea în București pentru ca cine vine din afară să-și lase mașina să ia mai departe transportul în comun. Dacă, mă scuzați, care e infrastructură CFR? Există, linia de centură, există o linie de centură și șase gări interioare. Iar să faci din asta un metrou ușor costă 500-600 de milioane de euro. Și, de fapt, îți triplează lungimea liniei de metrou. Dar pentru ce trebuie banii ăștia? Așa au socotit specialiștii. Au socotit greșit. Trebuie locomotive electrice cu pantograf ca să tragi ramele de metrou, pentru că cartamentul e același. Multe din liniile alea trebuie făcute de la zero. Care linii? Păi linia de centură e funcțională. Nu trebuie făcut nimic de la zero. Gările acelea interioare nu funcționează de ani de zile. Haideți să mergem, să ne uităm. Păi dar nu trebuie numai niște peroane, nu trebuie gări cu săl de așteptare. Nu știu să metrou să vină de suprafață la 6 ore. La circulă la 10-15-20 de minute. Dar între gara interioară și centură trebuie să pui 6-7 stații, nu? Păi și stațiile alea sunt niște răgări de beton cu o copertină. Unde 600 de milioane ați țăcănit? Mamă, ce specialiști aveți și dumneavoastră. De-abia aștept să-i vă la muncă. Vă aștept cu ei.